Declarație politică. IT Delta Dunării, un mecanism financiar la discreția clientelei politice PSD. Domnule președinte de ședință, stimați colegi, mecanismul financiar al investițiilor teritoriale integrate, ITI, a fost creat la nivelul Uniunii Europene pentru alocarea unor fonduri din mai multe programe operaționale pentru unele zone cu probleme specifice în vederea dezvoltării acestora. În cadrul Uniunii Europene sunt doar 18 astfel de instrumente integrate de finanțare, cel de la Tulcea fiind singurul din România, cu un buget total de 1,2 miliarde de euro din fonduri europene, la care se adaugă finanțarea națională. Obiectivul său, pe hârtie cel puțin, era cel de a ajuta comunitățile sărace din Delta Dunării, sprijinind ridicarea nivelului de trai al acestora prin implementarea unor proiecte de dezvoltare socioeconomică. În condițiile în care finanțarea ITI vine din 8 programe operaționale, prin 3 ministere diferite, monitorizarea modului în care este gestionată o sumă atât de mare intră într-o zonă gri a responsabilității instituționale. Artizanul strategiei de implementare a ITI a fost Eugen Teodorovici, fostul ministru al fondurilor europene din perioada 2012-2015, iar banii au fost gestionați de președintele CJ Tulcea, Horia Teodorescu. Același domn Teodorovici, din postura de auditor al Curții de Conturi de această dată, acuză grave nereguli în gestionarea banilor europeni, considerând că modul în care aceștia au fost cheltuiți reprezintă, citez, cea mai mare deturnare de fonduri de după Revoluție. Deși mecanismul ITI Delta Dunării era destinat cu prioritate zonei umede, adică efectiv comunităților care trăiesc în interiorul rezervației, în realitate, mai puțin de 15% din proiectele finanțate au ajuns acolo. Restul miliardului de euro a fost împărțit între oameni legați prin relații personale, de afaceri sau prin interese politice de președintele CJ Tulcea, baronul PSD al Deltei. Mai mult, după cum recunoaște chiar domnul Teodorovici, peste 100 de milioane de euro destinați Deltei Dunării nu au ajuns nici măcar în județul Tulcea, ci în județe învecinate, Constanța, Buzău, Vrancea, Galați, sau chiar în cel al capăt al țării, județele Bihor, Sălaj, Cluj sau fieful domnului Dragnea, Telorman. Pentru a înțelege mai bine, din cei 235 de milioane de euro destinați unor companii private, care prin intermediul programului operațional regional puteau să achiziționeze utilaje și echipamente, 75% s-au dus către firme din afara județului Tulcea, care nu derulează activități în regiunea Deltei Dunării. Încercarea domnului Orlando Teodorovici de a arunca întreaga vină pentru această uriașă fraudă în spatele foștilor parteneri politici reprezintă doar un tertip specific celor din PSD de a fugi de responsabilitate. Domnul Teodorovici a demisionat din funcția de auditor al Curții de Conturi imediat după declanșarea unei anchete jurnalistice despre fraudarea miliardului de euro, sperând că astfel, numai ocupând o funcție publică, va ieși din atenția mass media. Toți implicați în această complexă mașinărie de furt, începând cu președintele CJ Tulcea și acoliții săi, inclusiv demisionarul domn Teodorovici, trebuie cercetați și aduși în fața justiției. Dacă însuși artizanul strategiei spune că aceasta este cea mai mare fraudă de după Revoluție, cu atât mai mult trebuie cercetate și scoase la lumină toate dedesubturile acestei tenebroase afaceri, prin care nu s-au furat doar bani, ci, înainte de toate, s-a furat speranța acelor comunități sărace din Delta Dunării la o viață mai bună. Vă mulțumesc. Michael Gudu, deputat PNL Tulcea.